Bună! Sunt Ali de la makeupswan.net și astăzi o să vă arăt cum am realizat acest machiaj. De fapt, cum am refăcut machiajul pe care l-am purtat în clipul produse de păstrat sau de aruncat. O să vă las linkul în descriere în cazul în care nu l-ați văzut. Și am făcut asta pentru că una dintre voi, una dintre abonate, m-a rugat să-l refac. Mulțumesc Laura Laurica 79 pentru idee. Mulțumesc foarte mult tuturor fetelor care s-au abonat la canalul meu și mulțumesc pentru like-uri și vreau să vă încurajez să-mi lăsați comentarii în care să-mi spuneți fie dacă v-a plăcut ceva sau dacă nu v-a plăcut, critici constructive, nu mă deranjează, important este să facem acest canal mai bun și să vă placă vouă, că pentru voi fac aceste clipuri și să-i dăm drumul la machiaj. Pentru a fi sigură că încep machiajul cu un ten curat, o să mi-l curăț cu ajutorul acestei ape micelare de la Nivea și cu două dischete de machiante. O să aplic acest primer de la Revlon din gama Photo Ready. O să masez bine în piele. O să continui cu aplicarea fondului de ten. O să folosesc pentru zonele de sub ochi, pe nas, în special în centrul feței, acesta de la Atelier Paris, fondul de ten waterproof în nuanța 2Y și tot de la Atelier Paris 4Y pentru restul feței. Și o să blendez totul cu ajutorul acestui beauty blender de la Melchior. Pe zona de sub ochi o să folosesc un corector, un anticearcăn de la Rimmel, Wake Me Up, în nuanța 030, clasic beige. O să aplic pe toată fața pudra Cream Puff de la Max Factor. A mea este nuanța 42 Deep Beige. E puțin mai închisă decât culoarea tenului meu, dar îmi place așa să fie mai închisă. Dar mi-am curățat pețul. Aplicarea pudrei după fondul de ten este un pas foarte important, pentru că așa mărim rezistența fondului de ten. O să folosesc această mascara pentru sprâncenea de la Essence, Made Me Brow. Este și printre preferatele lunii, adică produse de păstrat și produse de aruncat, lunii octombrie. O să vă las linkul în descriere. E foarte greu de folosit, pur și simplu introducem sau fine scoatem, după care mergem pe firul de păr. Și aici mie îmi place să fac așa, să le duc puțin în sus, să fie cât mai natural. Pentru ca machiajul să reziste mai mult, o să folosesc o bază de pleoape. Eu folosesc pe aceasta de la FM, Eyeshadow Base, care, nu știu cât de bine vedeți voi, e foarte cremoasă și puțin, nu știu, așa ca un fel de gel. O să folosesc în pliul pleoapei acest fard în nuanța Autumn Sunset de la Melchior. Mi se pare că așa e, așa zice, dar oricum o să vă las în descriere toate produsele folosite.
folosesc acest fard pentru a avea o culoare de tranziție. Acum pe pleoapa mobilă o să aplic această culoare de la Melchior, se numește Bronze Metal, și o să o aplic cu degetul. Acum o să iau pensula de la Cupio. Și o să aplic același fard în colțul extern. O să folosesc nuanța noir din paleta Sleek O Naturel. Pe linia apei o să folosesc un creion negru de la L'Oréal Paris, Color Rich Le Coeur, în nuanța 101, Midnight Black. După care o să revin cu o pensulă, o să blendesc puțin și revin cu noir. Folosesc acest rimel I Feel Pretty de la Melchior, este în noutățile apărute. Îmi place mult pensula. Și chiar mi se pare că le dă volum. Să folosesc pudra bronzantă de la Inglot, în nuanță 73, știu că sunteți obișnuite, dar de data asta o să folosesc această pensulă. Știu că nu e pentru conturing, ci e pentru, în primul rând, pentru iluminator, dar am observat că iese, vedeți. Nu știu că intră exact unde trebuie. Aici, uite. Sunt foarte încântată de descoperirea mea. Și acum o să o șterg un pic pe mână ca să pot să aplic iluminatorul. Folosesc pe cel de la The Balmer Illuminizer, este preferatul meu. Și e nevoie de foarte puțin ca să obții acel glow. Eu folosesc și mai mult, mă deranjează. Pentru obraj o să folosesc acest blush Chanel în nuanța 6503. Nu știu. Este cremos. Și o pensulă Real Techniques Stippling Brush. Voi puteți folosi orice fard pe obraz. Mie asta cremă îmi pare că arată mai, nu știu, mai sănătoasă pielea. Și nici nu e atât de cremos încât să nu poți să-l dai peste pudră. Machiajul e aproape gata. O să mai folosesc acest ruj pe care l-ați observat în machiaj, că este nota predominantă. Este ce scoate tot make-up-ul, tot machiajul în evidență, Deep Love de la Melchior.
Sper că v-a plăcut acest tutorial de machiaj și vă aștept data viitoare. Vă pup, lebedelor! Pa! Pa!